Stațiu de casă masă și cu inima voioasă, alergați, vă sfătuiesc, ei, la Teatru Românesc! Ce preț? Danton! Păstrează măsura care-i semnul nevinovăției, îndrăzneala e arma celui care se simte vinovat! Aha! Vă e frică de îndrăzneală! Francezilor, vă e frică de îndrăzneală! Crezi pe Danton vinovat? Crezi că e interesul Republicii care să fie chilotinat? De tot soiul mari și mici, cu surtuce, cu băruși, cu anteriu și cu ișlici. Splendidă dimineață. Da. Țin să vă spun că dacă Roma nu va purta pantaloni, Roma se va prăbuși. Goții poartă pantaloni, de aceea cucerii lumea. Prin urmare, pantalonii sunt chezășia viitorului. Nu e cu putință să stăpânești viitorul. Vrei să spui că nu poți judeca viitorul? Nimeni nu poate judeca viitorul. Atunci cum poate cineva judeca trecutul? Nu, nimeni nu poate judeca. Eu, Romulus, ultimul împărat, condamn Imperiul la moarte. Nu poți juca rolul destinului, nu ești Dumnezeu. Te trezi, dumneata, numai 30 de ani. Am 60! Și se dă două ori mai tare. Și nu ies la pensie. Prin rău plătește răul dreapta fire, nelegiuirea prin nelegiuire! Eu am fost primul ce ți-am dat coroana și tirania ultimul am simțit-o. De Buckingham să-ți amintești din luptă și în spaima grea crimei tu să mori. Mori! Îndesnădejde mori! N-am avut cunoștință de toate acestea, trebuia să-mi fi dat de știre. Doar eu am stat de partea norodului, cu voia lui m-am înscăunat, pe el m-am bizuit. Nu, Maria ta!
domiciliu! Stic! Urat violare de domiciliu? Dă-mi place!